Slujba de înviere de la Mănăstirea Jitianu, în direct pe Facebook Radio România Oltenia Craiova. Viață veșnică, să ne închinăm învierii Lui cele de-a treia zi. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Vă vom face fără de grijă, iar inunda cinții au făcut precum au fost învățați și s-a răspândit cuvântul acesta între iudei. Slujba de înviere de la Mănăstirea Jitianu, în direct pe Facebook Radio România Oltenia Craiova. Mănăstirea Jitianu cu hramurile Întâmpinarea Domnului, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir și Sfântul Ilie Tezviteanul, a fost întemeiată cândva pe la sfârșitul secolului al XVI-lea, nu știm cu exactitate anul, însă prima atestare documentară a mănăstirii datează de la 12 martie 1593, când doi frații din Craiova, Alexie și Pârvu, dăruiesc mănăstirii niște bucăți de moșie în hotarele Craiovei și ale Popovei. Mănăstirea a fost întemeiată de către preotul Novac din Popova, conform documentelor istorice, care a găsit în acest loc un loc prielnic pentru viața monahală. În vremea aceea, tot locul acesta era înconjurat de pădure și de o baltă în formă de belciug, care se numea chiar Balta Jitianului, de unde vine și numele mănăstirii, și care, de fapt, era un vechi meandru părăsit al Jiului. Preotul Novac, cu banii adunați de la boierii din zonă, din Craiova, din împrejurimi, a reușit să construiască o biserică de dimensiuni mai mari decât cea pe care o vedem acum, în care s-a și odihnit după moarte, așa a fost îngropat. Însă biserica aceasta, din cauza că terenul este nisipos, suntem în nuca Jiului, nu a dăinuit foarte multă vreme și cu timpul s-a surpat. Astfel încât la 1657, starețul din vremea aceea, arhimandritul Ioanichie, a hotărât să demoleze vechea biserică și să construiască alta nouă. Ctitorul, sponsorul noilor lucrări, a fost doamna Bălaja, soția domnitorului Constantin Șerban, domn al Țării Românești în perioada 1654-1658. Doamna Bălașa n-a mai apucat să vadă biserica terminată, a murit înainte să înceapă chiar lucrările de construcție, la 12 martie 1657. Lucrările la noua biserică s-au desfășurat pe parcursul anului 1657, s-au terminat în toamnă, biserica a fost sfințită și a fost redată cultului. Nici această a doua biserică nu a dăinuit foarte multă vreme, din același motiv, suntem în lunca Jiului, terenul este nisipos, este multă umiditate. Cu timpul pereții au început să se fisureze și să crape și biserica doamnei Bălașa a fost demolată la 1711 și construită pe temeliile ei biserica actuală. Ctitorul
acestei a treia biserici a mănăstirii este egumenul Luca, stareț al mănăstirii, trimis de la mănăstirea Sfântul Pavel, pentru că mănăstirea Jitianu a fost închinată chiar de către ctitorul ei, preotul Novac, mănăstirii Sfântul Pavel de la Muntele Athos. Mănăstirea a trecut și prin momente mai puțin fericite. La 1690 a fost atacată și jefuită de curuții din Transilvania, care au furat tot ce au apucat, tot ce era bun al mănăstirii. Din această cauză, egumenul din vremea aceea, egumenul Teodor, a fost nevoit să vândă o parte din moșiile mănăstirii pentru a putea face rost de provizii pentru mănăstire. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, începutul secolului al XIX-lea, a fost construit turnul Clopotniță, lipit de biserică. El era o verigă din lanțul de turnuri și cule construite de-a lungul Văijiului, cu scopul observării venirii turcilor pe teritoriul țării. În perioada aceea, Oltenia și țara românească au fost atacate de către turcii lui Pazvan Techioru, Osman Pazvantoglu, pașa de la Vedin, care au jefuit tot ce au putut aici în Oltenia. După cum se știe, Craiova a fost distrusă în vremea aceea. Se vorbește și în documente de ardere a Craiovei, pentru că tot ce era construcție de lemn a fost ars, a fost distrus, inclusiv bisericile. Iar boierii din Craiova, după ce s-au întors de unde fugiseră, au hotărât să construiască de-a lungul Văijiului mai multe turnuri și cule de observație, pentru ca data viitoare, când vor mai veni turcii, să poată să fie avertizați la timp și să poată să-și scape viețile și poate și o parte din bunuri. Foarte mulți aveau prăvălii, erau foarte mulți comercianți în Craiova și paguba ar fi fost iarăși mare. Și din acest motiv a fost construit și turnul mănăstirii Jitianu, alipit de biserică. Are trei niveluri, iar la nivelul intermediar, nivelul de mijloc, se află o cameră unde stătea permanent cineva de veghe. Turnul avea și balcoane de observație și din când în când cineva ieșea pe balcoane și se uita spre Dunăre să vadă dacă este semnalul de alarmă de la celălalt turn din proximitate, de la Țuglui. Dacă era semnal de alarmă, atunci se trăgeau clopotele sau se făcea un fum în curtea mănăstirii, un foc și fumul acela gros era semnalul spre Craiova că au venit turci în țară. În anul 1821, în timpul Revoluției lui Tudor Vladimirescu, mănăstirea a fost ocupată de panduri. Tudor Vladimirescu nu a fost aici la noi la Jitianu, dar pandurii erau conduși de către Ioan Solomon, slugerul Ioan Solomon. Au stat câteva luni aici, apoi în anii 1828-1829, în timpul războiului ruso-turc, mănăstirea a fost ocupată de armata rusă și întrebuințată ca spital militar pentru soldații răniți în bătălii. În anul al doilea al războiului, în 1829, a izbucnit epidemia de ciumă și foarte mulți din soldații care s-au îmbolnăvit de ciumă au murit și au fost îngropați în cimitirul din spatele mănăstirii. Aici se află o movilă de pământ, pentru că în anul 1830, conducerea rusă a hotărât ca mormintele soldaților ruși să fie împrejmuite cu un șanț adânc și pământul din șanț să fie ridicat peste morminte, astfel încât mormintele să ia formă de movilă și să se cunoască peste timp că acolo sunt morminte. În 1864 a venit legea secularizării averilor mănăstirești a lui Alexandru Iancuza, prin care toate averile mănăstirilor au fost naționalizate, au trecut în proprietatea statului român. Și mănăstirea Jitianu a fost supusă acestei legi. Călugării care mai erau au părăsit mănăstirea. Iar în anii următori, mănăstirii s-a dat altă întrebuințare de către statul român. În 1867, aici a fost înființată prima școală superioară de agricultură din Oltenia. Și din acea perioadă a rămas la intrarea în mănăstire livada didactică de duzi a școlii. Plantația de duzi a fost... Duzii au fost plantați în 1868 și dăinuie până astăzi. Școala de agricultură s-a desființat în 1872, iar în 1877-1878, în timpul războiului de independență, aici în clădirile mănăstirii a fost depozitată muniția folosită în război. După aceea, după secularizare,
nu s-a mai îngrijit nimeni de mănăstire, de biserică, clădirile din jurul bisericii s-au năruit, doar biserica a mai rămas în picioare, astfel încât în preajma primului război mondial totul era o ruină aici. După primul război mondial, biserica a fost refăcută de către Comisia Monumentelor Istorice, condusă pe vremea aceea de Nicolae Iorga, care a dorit să salveze această ctitorie voivodală. Lucrările au durat până în 1932, când a fost resfințită biserica la 13 noiembrie. Lucrările de pictură de reparații au fost făcute de către Gustav Nil, unul dintre pictorii echipei care a lucrat și la Biserica Sfântul Dumitru din Craiova. Iar în 1933 a fost reînființată Mănăstirea Jitianu. A fost aduse câteva măicuțe de la Mănăstirea Sărăcinești din județul Vâlcea, în frunte cu Maica Fevronia Miclăuș, stareța mănăstirii, care n-au găsit decât biserica în mijlocul câmpului, nu mai era nimic construit în jurul bisericii și cu mari eforturi financiare au reușit să construiască corpul de chilii care se vede astăzi în spatele bisericii. Maicile au întemeiat și au înființat ateliere de covoare din care se întrețineau și totul a mers bine, obștea a crescut. La un moment dat mănăstirea avea 33 de maici aici, la Jitianu, era una dintre cele mai mari mănăstiri din Oltenia. Atelierele funcționau bine până la venirea comuniștilor. După 1948 au început problemele. În 1959 atelierul de covoare al maicilor a fost desființat, închis de autoritățile comuniste, iar la sfârșitul anului 1959 a fost dat și decretul 410, prin care toți viețuitorii mănăstirilor aflați sub vârsta pensionării trebuiau să părăsească mănăstirile. În cazul nostru, în cazul mănăstirii Jitianu, toate maicile aveau sub 50 de ani, cât era vârsta de pensionare la vremea aceea, și au fost nevoite să părăsească mănăstirea. Au mai rămas doar două maici pe post de bucătărese, pentru că în anul următor aici a fost înființată gospodăria Arhiepiscopiei Craiovei. A fost adus ca administratul al gospodăriei părintele Macarie Oglice, dat și el afară cu decretul de la mănăstirea Lainici. Și părintele Macarie cu Maica Mihaela și cu Maica Valentina au continuat sub o formă ascunsă viața monahală aici la Jitianu. În anii 70, în spațiile fostelor ateliere de covoare, a fost înființat un muzeu de artă bisericească, cu exponate foarte importante pe vremea aceea. Iar după Revoluție s-a reînființat mănăstirea Jitianu și în prezent este mănăstire de călugări cu 8 viețuitori. În anul 2018, biserica a trecut prin ample lucrări de reparații, consolidare, restaurare, punere în valoare prin fonduri europene și lucrările s-au terminat în anul 2022, iar în iulie 2022 s-a făcut resfințirea bisericii de către înalt preasfințitul Irineu, arhiepiscopul Craiovei și mitropolitul Olteniei. Și cu această ocazie, mănăstirea a mai primit ca hram întâmpinarea Domnului. Aceasta e pe scurt istoria mănăstirii noastre. Slujba de înviere de la mănăstirea Jitianu în direct pe Facebook Radio România Oltenia Craiova. Veniți!